Ziua, dragi prieteni din pești. La pești o să vă arăt acum ce a ieșit. La pești v-a ieșit așa. Demonii invers arată că în scurt timp, deci cam o lună de zile, ceva rău, de exemplu, ceva negativ vă avertizează. Poate că aveți dreptate să fiți supărați, nervoși, dar trebuie să aveți grijă cum vorbiți, pentru că problema se rezolvă, dar cuvintele urâte, cuvintele amare, este greu să le ierți și să le uiți. La fel aveți grijă ce scrieți, poate scrieți ceva urât. Dacă vreți să fie ceva făcut, faceți dumneavoastră. Nu vă grăbiți în niciun proiect. Nu vă enervați. Iarăși rămân fără baterie. Așa. Să nu vă enervați. Să aveți grijă ce vorbiți. Pentru că se rezolvă, dar mai greu. Sau nu imediat. Pisica v-a ieșit și în scurt timp, că vă arăt aici, arată că o să fiți, de exemplu, suferiți un atac verbal, cineva vă vorbește urât, poate că nu meritați, sigur nu meritați. Trebuie să faceți puțin liniște, să lăsați această persoană să-i treacă nervii. Și să evitați un atac verbal cu această persoană. Pentru că doar nervii văd aici și nimic bun. Vă mai arăt, v-a mai ieșit o doamnă, aici femeia. Doamna și spune. Arată în scurt timp, o lună. Arată că o femeie vă sprijină la timp. Poate fi mama, poate fi... vă ajută când aveți greutăți. Poate fi sora, poate fi nevasta, amanta. Depinde pe cine aveți lângă dumneavoastră care vă sprijină. În orice situație. Nu vă critică, vă sprijină. Este acolo pentru dumneavoastră. Și știți, dumneavoastră știți, că tot timpul când aveți necazuri, probleme, această femeie este lângă dumneavoastră. V-a ieșit soarele întors, arată că... arată o... așa vă arăt... o, cum să zic, răceală din inimă care... răceala aceasta vă îngheață inima. Poate fi din cauza unei suferințe în dragoste sau doar că sunteți goi, nu simțiți nimic pentru persoana de lângă dumneavoastră. Este o stare temporară. După aceea vă treziți parcă și spuneți, parcă simt altceva. Sau este... sau nu vă arătați această dragoste, nu vă arătați aspectul pozitiv al personalității dumneavoastră. Ar trebui să puneți un zâmbet pe față, indiferent de ce situație ar fi. Indiferent de ce situație. Să zâmbiți mai mult. Așa, stați că vă arăt imediat. V-a ieșit pasărea. Vă arăt pasărea. Aici, pasărea arată în câteva luni, 6 luni, că vă mutați cu casa, vă mutați rezidența. Nu înseamnă că de 6 luni sunteți obligați, doar că o să aveți o șansă importantă, șansă mare de a vă muta
într-o casă cum ați dorit dumneavoastră sau ați dorit și vă mutați. Trebuie să faceți acest lucru, este bine să vă mutați, să cumpărați dacă puteți, pentru că arată că dacă nu faceți o să vă pară rău. Poate să vă mutați într-o casă mai mare. Oricum arată că o să regretați totuși. Înseamnă că nu vă mutați sau nu cumpărați. Ar trebui să cumpărați sau să vă mutați. Pentru că dacă nu, arată că o să vă pară foarte rău mai târziu. Oricum aveți de ales. Eu zic să alegeți să vă mutați. Ok. Haideți să vă arăt acum că v-a ieșit un șarpe. Aici. Șarpele arată o trădare până în 6 luni. O lună în 6 luni. Neîncredere că cineva vă greșește. Dumneavoastră nu știți nimic. Poate fi cineva de la serviciu, partener de afaceri, partener de dragoste. Nu neapărat de dragoste, pentru că asta arată că oricine în jurul dumneavoastră poate fi cineva care nici nu vă gândiți. Nici nu suspectați, nici habar n-aveți că această persoană vă face rău. Da, poate fi și cineva din dragoste, poate fi și un amant, o amantă, poate fi cineva apropiat, cineva care chiar nu vă gândiți că ar face așa ceva, poate fi din din amantă sau din amantul sau amanta, poate fi din prietenii dumneavoastră, cunoștințe sau cineva care nu vă așteptați acum. Așa, crengile arată că o să vă eliberați de o persoană sau vă despărțiți de o persoană apropiată. Nu vă puneți de acord și acest dezacord este foarte serios. Arată că ceva amar rămâne, poate fi din membrii familiei care nu vorbesc unul cu celălalt, neînțelegeri, pot fi din neînțelegeri minore, dar arată că este posibil să vă certați, să nu mai vorbiți niciodată. Sau poate fi din familie, eu zic că din familie, sau poate fi și din dragoste, parteneri care se despart de tot. Așa, v-a mai ieșit aici vaporașul, barcă, vapor, uite, care arată că în toată munca dumneavoastră, tot ce faceți, veți avea noroc și veți avea bogăție. Multe aventuri, este timpul să vindeți ceva, faceți bani din ceea ce faceți dumneavoastră, mai ales comercial. Dacă nu aveți serviciu, o să găsiți sau faceți o afacere pe cont propriu unde o să câștigați foarte bine. Cam asta a fost asta în 6 luni. Asta a fost la Pești, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.